Dragii mei, întrebarea este simplă și vă adresez direct. Ce faceți dumneavoastră când vă este foame și nu aveți foarte mulți bani la dumneavoastră? Vă gândiți la o meniu împărătesc? Cu siguranță nu. Nici eu nu mă gândesc că n-am de unde. Dar haideți, spuneți-vă întrebarea altfel. Ce credeți, domniile voastre, că puteți mânca cu 60 de lei când mergeți în vacanță? Atâta. Ce credeți, domniile voastre, că puteți mânca cu 60 de lei? Și apoi vine și totala. Credeți, dumneavoastră, că puteți mânca cu 60 de lei un platou, așa, un aperitiv de brânzeturi, cu nebunii, cu sălămioare, cu brânzici din ala de n-ați mai văzut, domniile voastre, după care să trece la un borșuc numai cam Bucovina, numai în Bucovina îl poți vedea, după care la niște ardei umpluți, la final, cu puțin friptură în sos de roșii și la ultimul final, niște clătite cu așa sezonate, cu puțină plăcințică cu brânză, iar la final, ca să fie totală, un pahar mare de afinat. Și totul la numai 60 de lei. Obligatorie este însă să veniți cu familia. Ce veți vedea este doar pentru familii și pentru gurmaz. Vă rog să urmăriți. Mi-a lăsat gura apă, ce? Că numai când mă gândesc ce urmează, mă doare sufletul. Vă rog să urmăriți materialul și să vă spuneți părerea la final. Și obligatoriu, dacă aveți cum, țuști în locul respectiv. Se merită. Haideți, share-ul și like-ul e obligatoriu, subscribe-ul nici nu mai pun, că sunt convins că s-a rezolvat. Urmăriți, vă rog, materialul. Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor. Azi e greu, e complicat, azi e despre asta, tati. Punga să nu mic local. Și despre aceste două doamne, mai mult despre doamna asta, pe doamna asta o să o vedeți într-o cu totul altă postură. Dragii mei, încolo se vine de la drumul județean. Se vede mașinuța, da? Încolo se merge, atenție, tati, suntem la Cacica, suntem la căsuța din Livez, aici unde vreau să vă explic de ce, când veți vedea povești de genul ăsta, trebuie să vă opriți. E musai să vă opriți. Punct gastronomic local. Punct gastronomic local. Ce înseamnă asta? Vezi, ANSVSA, totul e autorizat, totul este cum trebuie. Adică mănânci ca în curtea țăranului. Suntem la oamenii ăștia frumoși. Hai să-ți arăt, tati. Hai să-ți arăt ce înseamnă un punct gastronomic local, dragilor, în Bucovina. Și de ce trebuie neapărat să veniți aici? Aia e masa, da? Acolo, aici se mănânc. Acolo se va servi masa. Hai să vedem și ce se va servi. O să stăm de vorbă cu bucătărea sa, una de bucătăresc, pentru că aici totul e pe bază de ce știu să facă doamnele. Hai, tati. Și... Intrăm în casă, intrăm. Să rămână! Bună ziua! Să rămână, doamna Mihaela Rovu. Doamna Rovu, să vă punem microfonul ăsta. Noi am venit duminica la ora... 12 și 25, nu? Am zis bine. Da. V-am prins la program și mi-am spus, mai lăsați-mă 5 minute să... scot pâinea din cuptor. Poate spui, doamna, din cuptor, să vă spui ce vorba. Să scot pâinea din cuptor. Opa, aia e? Cam asta e pâinea din cuptor. Pâinița? Nu vă uitați la noi, faceți abstracție de noi, trei da, pâini. Da, mă, cam frig un pic. Așa e la început. Aia. Puteți, da? Să închidem da. Și cuptorul. Pentru câte persoane gătiți azi? Aveți rezervări? Aveți ceva? Deci, suntem la început de drum și nu avem rezervări. Noi suntem cu porțile deschise pentru cine trece pe aici. N-am pregătit, eu, 20 de persoane poate să vină să mănânce astăzi la noi. Dacă nu termine de mâncat, dacă nu vine nimeni să mănânce, ce faceți? Stați cu mâncare așa, o dați la cățină? Nu, vine. Vine lumea? Vine lumea și dacă nu suntem două familii, avem cine. Avem cui să dăm mâncare. Da, avem purcei. De cât timp ați deschis? Avem o lună de zile. O lună de zile? Da. Da. Deci, pâine de casă. Pâine de casă. Arulăceala, ce pentru... A, sunt clătitele care iese puțin mai târziu. Le dați cu... clătite? Cu da. Ce? Cu dulceață făcută de noi, bineînțeles. Dulceață de? Dulceață de cireșie amare. N-am scris pe borcan, dar se devine. Păi le știi. Fac și de răsăce tot. Era să tremure. Ioi. Dulceață de cireșe. Asta pe clătite la final, pe dacă vrea la lumea. Final, da, pe clătite la final. Doamne, așa. Doamne. Am pregătit o ciorbiță de perișoare. De perișoare. Ridicați mai sus. Așa. Aici avem ardei împluți. Aici avem o fripturică de purcel.
Fiptură de burceană, așa se face la dumneavoastră, fiptură de burceană? Eu am făcut-o cu sos de roșii. Cu sos de roșii? Da. Fiptură de burceană cu sos de roșii. Să fie un pic mai răcuritor. Mai răcuritor. Un picuț așa, mai răcuritor. Și aici avem toate produsele pe care noi le facem. Așa. De la brânzică cu lavand, de la brânzică cu semințe, produse din purcelul nostru afumate, o urdă coaptă la cuptor, roșii umplute cu urdă. Domnule, cu tot dragul, tot rușine am să... Ce e asta, domnule? Este urdă coaptă. De ce o faceți coaptă? Care e ideea? Ideea este că se păstrează mai bine și are un gust deosebit. Cu păstratul nu știu despre ce vorba, dar gustul... Se păstrează în sensul că urda proaspătă trebuie mâncată... Ai adus-o și ai mâncat-o. Ea dacă o ții la frigider nu mai e, nu mai are gustul ăla de proaspăt. Wow, și asta e? Asta este la brânză cu lavandă. Brânză cu lavandă? Da. Ce nu ați mai scos rețeta asta, domnule? Am chinuit și noi așa să găsim brânză o variantă la... Care e brânza cu lavandă de aici? Brânza cu lavandă de aici este asta. Asta? Da. Dragul, așa arată. Da, lavanda se pune doar în exterior, pentru fiind o plantă destul de parfumată, este suficient să îmbraci brânza în lavandă ca să pătrundă. Asta e platou? Este platou care iese acum la turiști. Așa? Da. O brânzică, o rușiuță, niște coacă, rebize, cum a spus dumneavoastră, rebize, nu? Rebize, așa se zice la noi. Avem un pic de kaiser, niște șunculiță, cârnațul, ce cârnaț este? Cârnaț este ăsta. Cârnațul este ăsta de purcel. Așa. Da, asta chișcă, asta este chișcă, așa se numește la noi. Un pic de brânză. Brânză de, cu secărică. Brânză cu secărică, brânză cu lavandă, urdă coaptă. Urdă coaptă, un pic așa și le trimiteți la turiști. La turiști. Se gustă din bunătățile noastre, da. Toate astea cine le face? Eu. Vorbiți serios? Eu sigurică momentan, da. Cu ajutorul familiei, bineînțeles. Adică unul se duce să mi-aducă laptele de la producător, altul duce porcul la fumat și așa mai departe. Momentan singurică, da. Asta și ideea punctul? Da, ideea la punctul gastronomic local este cumva să te întorci în copilărie. Eu am crescut la bunici la Cacica. Așa. Veneam din Suceava, eu sunt din Suceava, căsătorit aici. Am crescut la bunici la Cacica și când veneam la bunici se mânca în foișor. Așa se deci, mânca. Vara nu exista bucătărie în casă. Eu acum, sincer, mă chinui cu bucătăria în casă, că este foarte cald. Dar ideea de a mânca afară și de a gusta un pic din tradiție și din copilăria noastră mi se pare extraordinar. Am înțeles. Să putem să ne întoarcem un pic în copilărie. În trecutul nostru, să mai gustăm și mergem afară, îl pun și miroase, mai e o păsărică, mai e o albinuță, mai o plimbare în lavandă. Pe multă lume am să întreb, știți ce floare este asta, dragilor? Nu știți ce floare este asta? Nu știu, dar o iubesc. Coronița Maicii Domnului. Coronița Maicii Domnului, așa se cheamă. Da. Și zice, uitați că mai am și acolo, uitați cât este de mare. Numai la oamenii buni, așa este vorba, că numai la oamenii buni face floare. Chiar de obicei face numai povestea asta. Foarte frumos. Vă dea Dumnezeu sănătate, doamna Robă, dacă puteți să... Și toate astea sunt... Alea sunt din grădină. Este busuioc, lavandă, ardeiuți, le mai folosim pentru decor, le mai folosim pentru cei care nu mănâncă carne. Am pregătit și varianta de roșii umplute cu orez și cu busuioc. Puteți să spuneți aici și sărmăle ați făcut? Și sărmăluțe, da. Și le-ați ascuns alea. Le-am pus așa ca să completăm oala. Toate sunt produse locale. Locale. Și asta ce? Casa nu ne-a zis ce? Nu, astea sunt pentru cei care nu mănâncă carne. Avem varianta de roșii umplute cu orez sau am pregătit aici niște dovlecei din grădină să-i facem la moment. Dovlecei cu ce să-i faceți? Deci cu usturoi, cu un pic de ulei, se fac în tigaie, foarte buni. Hai să mai mâncăm asta. Și noi ardeam pe carne, că ziceam carne e sfântă. Deci dacă ai o grădină bogată, cred că ați filmat un pic și da, am văzut acolo. Dacă ai o grădină cu de toate, cu produse puține, poți să faci lucruri minunate. Să le dai valoare, să le pui acolo în farfurie și... Dacă mâinile astea două merg și aici merge și aici în suflet știi ce să faci și se întâmplă lucruri frumoase. Dragii mei, la Cacica, aici la punctul gastronomic local, la Căsuța din Livez, dacă veniți... În fiecare weekend? E deschis în fiecare weekend? Sâmbătă și duminică. Și că în timpul săptămânii, doamna Robo nu vrea să-mi spună, dar în timpul săptămânii zis că e dezor, dacă s-ar mai face și în timpul săptămânii, n-ar fi în stare. Nu știu dacă aș reuși, că luni fac brânza, marți fac altele, știți cum e, mai avem și lavanda, acum suntem și în perioada de procesare a lavandei și dacă aș deschide de luni ar fi mai greu, dar pe weekend, vineri, sâmbătă, duminică, momentan este suficient.
Dragilor, vă așteptăm la Cacica, vă așteptăm la oamenii ăștia minunați, intrați în curtea lor, îți au preparat numai. Ați fost prin toate orașe? Deci toate farfuriile astea reprezintă locurile pe care eu le-am vizitat. Wow! Wow! Dragilor, vă așteptăm să gustați mâncarea autentică, vă așteptăm să gustați din mâna unor gospodine care s-au, da, au fost prin toată lumea, chiar știu cu gustul cum stă treaba. Și la sfârșit vă rog să-mi spuneți dacă v-au convins acestea. Nu vă spunem prețul pentru că nu are preț ceea ce produc aceste doamne aici. Deci se trezesc dimineața, pun proaspăt puneți proaspăt pe masă. Eu mă ocup de partea de bucătărie, sora mea se ocupă de partea de primirea oaspeților, de așezat. Mi s-a înplas cum ar veni. Mi s-a înplas, care și acolo este o muncă, pentru că având în vedere că este totul afară, trebuie să punem cortul, să punem mesele în fiecare dimineață, să seara strângem, ziua le punem. E o muncă, dar e ceva frumos, pentru că cine vine și stă sub copac să mănânce o plăcintuță, o ceva proaspăt făcut în dimineața respectivă, eu cred că pleacă cu o satisfacție și cu un gust plăcut. Tati, stai, nu, să vezi aici, vezi chestia asta verzi deasupra, ăsta e pătrunjelul, nu? Din grădina pătrunjelul. Și e pus acum, uite cum arată, tati, un pic de, să luăm așa, te bagi? Bați, crede-mă pe cuvânt, nu vă vine a crede cum miroase, într-un mare fel. Să le dea Dumnezeu sănătate acestor oameni că pot să facă ceea ce fac. Totul aici este curat, totul aici este autorizat, totul este conform legii, nu aveți de ce să vă plângeți. Dar e obligatoriu să intre aici în curte oameni care își lasă, nu am zis bine, fițele la poartă, își lasă fițele la poartă, pentru că aici nu mai e vorba despre fițe. Este vorba de gustul autentic, frumos și despre oameni care cu adevărat se implică. Vă aștept la Cacica. Dacă sunteți hotărâți și vreți să mâncați bine și vreți să simțiți un gust autentic, aici vă aștept. La final, după ce treceți pe aici, lăsați-mi un comentariu. Puteți să comentați și până atunci. Până la o nouă revedere, să-s inimile și poftă bună!